Spiricivic. Da, spiricivic. Nu, ultima dată de spiricivic, nu știu când am dat dovadă, dar ceva să fie, faci o faptă bună să faci. Dar ultima dată când am făcut-o, cred că pe vară, cred. Să te solidarizezi, mă, să te solidarizezi, da. Cu piață. Dumneavoastră ce părere aveți? Păi, solidaritate, asta înseamnă. Nu-ți convine ceva, te adun și îți exprimi dorința. Să... Despre ce? Îi obligat și pe alții, oarecum să respecte legile. Ceva mi se pare ceva normal. Eu am lucrat în Franța și am făcut grevă că nu ne-a plătit patronul. Și ieșeau din blocuri și strigau cum noi, solidarite, solidarite, toată strada până la primărie și ne-a dat banii din urmă cu 3 luni. Zici, la români se întâmplă asta? Nu cred. La noi e prea mare hoția. Păi nu vedeți, îi arestează, le dă drumul. Și până la urmă nu m-ar interesa să-l aresteze. Să ia, domnule. Spirit civic înseamnă să ajuți. Asta. Când a fost ultima dată când ați dat dumneavoastră dovadă de spirit civic, de exemplu? Ultima dată nu pot să spun, că de exemplu trebuie pe lângă un băiat din ăsta fără un picior cu căruciorul, îi dau și eu un leu, 2 lei cât am mărâșit. Ce să fie? Despre cultura fiecărui om. Cultura. La cultură se referă? Păi știu eu, nu știu. O rentare, în general, în viață, eu știu. Dumneavoastră, când ați dat ultima oară dovadă de spirit civic? Păi, un om civilizat cam întotdeauna trebuie să dea dovadă de spirit civic. Spirit civic? Da. Deci civic e lume, iar spiritul e Dumnezeu. Deci ce înseamnă? Spuneți-mi dumneavoastră acum. Păi spuneți. E lumea lui Dumnezeu? E? Spirit civic? Da. Spirit civic. Cultură, într-adevăr, cultura generală. Cultura binelui, mă gândesc eu. General. Da. Când a fost ultima oară când ați dat dumneavoastră dovadă de spirit civic? Eu știu, a fost așa o situație? Situație de spirit civic? Da, să dați dovadă de spirit civic. Nu știu, asta înseamnă ce întrebați dumneavoastră. Eu sunt o persoană care îmi văd de treaba mea, îmi văd de ale mele, respect, sunt respectat cât se poate, nu în totalitate. Legile sunt legi date de români, cum s-a dat și în zilele astea ce am văzut la televizorul meu din Anglia ieri și am văzut acum la televizor faza cu împrumuturile bancare, cu case, cu astea, cu nu știu mai ce, deja e o lume diferită față de cealaltă. Da, am auzit. Depinde cum îl pretează fiecare. Da. Să fii milos cu cei din împrejurul tău. Să ajuți cât poți, să dacă ai și poți. Când a fost ultima oară când ați dat dovadă de spirit civic? De foarte mult timp. Cum să vă spun, să fiți amabil cu cineva, să fii... Deci asta, să fii amabil, să fii bun cu lumea sau ce? Să respecti. Să respecti omul, să respecti omul care e... Dumneavoastră când ați dat dovadă ultima oară de spirit civic, așa să zic, uite, domnule. Tot timpul. Mai ca să fii cât mai corect față de ce măsurile care se iau. Asta înseamnă spirit civic, după părerea mea. Să fii receptiv la ceea ce se hotărăște și ceea ce se prezintă. De bunătate, de înțelegere, cam asta este... În ziua de astăzi. Că dacă n-ai bunătate și înțelegere și bun simț, deci nu ești om. Chestie de educație ceva, cred. Să ne comportăm civilizat. Cam așa zic eu, nu știu. Când a fost ultima oară când ați dat dovadă de spirit? Eu de obicei sunt un om corect, cinstit. Nu fac rău nimănui, nu fac excrocherii, hoții, cum până fac. La urmă asta ar însemna spirit civic, să respectăm legile, da, și să fim niște oameni. Toți, nu numai unii.